Bună ziua, v-am deranjat pentru o declarație de presă pe care doresc să o fac, ca și cetățean al municipiului Baia Mare, ca și primar ales al municipiului Baia Mare. Încep această declarație de presă prin a-mi exprima indignarea pentru modul în care cei din administrația locală a municipiului Baia Mare, viceprimari cu atribuții de primari, adjuncți de viceprimari, directori din primărie, își exprimă într-un fel ura pe care o au față de acest oraș. În acest context vom proceda la o sesizare inclusiv în Consiliul Local, pe lângă sesizarea penală pe care am făcut-o în Consiliul Local, și sper ca în următoarea ședință de Consiliul Local să se ia în discuție într-un mod serios acest lucru. Este o chestiune care ține de modul în care directori sau tartori de prin primărie, interimari, viceprimari, consilieri cu atribuții de viceprimari, înțeleg ce înseamnă curățenia și civilizația. Dacă ei nu știu întotdeauna când să facă duș, nu știu întotdeauna când să spele hainele, nu și-au făcut acasă vreo curățenie, dacă o viață întreagă au stat doar în chirie, înseamnă că nu prea pot să facă multe lucruri pentru un oraș.